Asta se cheamă, cum numesc eu, brânza asta, aia din fața mea nu se mai faină, asta se cheamă, numesc eu, toaletă publică. Sau, cum se cheamă, cum se cheamă, la porci s-au stricat la stomac. Și atunci, de ce ar mânca oamenii așa ceva? Sunt nebuni? Cristina, pregătește-te psihic. Cel mai fac clip din lumea asta, Cristina mănâncă mucegai. Acum, eu am făcut rime toată ziua și acum nu mai am nimic decât să-mi umplu gura. Mucegai 72%, n-am gustat în viața mea, n-aș știu că este posibil, o să-mi spună Cristina. Tim a venit ca să fie vartors, cum se strâmbă fata asta. Dați like de pe acum pentru că o să vă zic că nu o să-i placă nimica. Deci noi ce avem aici, așa, două farfurii, brânză mucegăită, puțină pâine, chipsuri, cozonac și fața mea. Gata cu rimele. Salut! Bine ați venit la un nou episod în care... În primul rând, te întrerup, vă mulțumesc foarte mult pentru cele 10.000 de like-uri sau peste câte sunt, deoarece vă mulțumim, peste 10.000 de like-uri. Deoarece v-am rugat ca să dați, ca să facem un clip, sunteți super, vă sunt recunoscător, cei mai tari, îmi place fanbase-ul tău, awesome, vă dau lui eu like. Nucile de coco sunt cele mai tari, dar ele au vrut să mă vadă cum mă strâng aici la bază, mulțumim. Deci, Cristina nu vrea să guste brânză mucegăită. În trecut, cum câțiva ani, a vrut să-i curăț mucegaia de brânză mucegăită. Vreau să vă zic că de vreo oră mi-e așa puțin rău, că da, știu cu ce mă așteaptă. A început să scrie mie că nu-i place ziua de azi, că nu-i place nimic, s-o pus în pat. Știi? Dar uite-te, Cristina, ți-am adus pâine, da, ca la fiecare înghițitură să dai 3 felii pe gât ca să mai simți mirosul. Mersi. Ai un litru de apă ca să bei mirosul la parte. Uitați că ale noastre super tare. Ai niște de chipsuri. La ai niște chipsuri ca să duci mirosul care pe gât. Care tot cu brânză. Ai cozonac de la Boromir. Care, apropo, este... Da. Nu se pare, compară cu la de acasă. Este ok, dar nu este foarte bun. Bine, da. Eu fac mai bine, dar e bun pe gât, așa. Eu, sincer, Felix, să știi că... Da. Moș Nicolae ți-a luat acest cozonac pentru ca tu să nu mai faci tu cozonac. Problema cu mine, știți care este? Fac un cozonac. Hai, bine, și foarte multă mizerie în bucătărie. Fac dizordine în bucătărie. Da. Asta e adevărul. Pentru că n-am din aia deocamdată mașină de amestecată aluatul, că dacă aș avea aia și gata imediat. Și eu când amestec, mai dau și pe teverete și pe frigider și pe... Da, din cauza că nu voia moș Nicolae, nu voia ca tu să mai faci mizerie în bucătărie, de aia ți-a luat un cozonac. Știa că nu e cel mai bun ca ăla de casă, dar măcar nu vei mai face, nu? Până nu mi-au din aia, nu. Ah, ce minușiu. Și o să dureze, că am altele de luat. Ah, ce minușiu. Ok, haide să începem o dată, că cred că nucile de coco sunt foarte curioase să vadă reacția mea și haide. Haideți să începem cu ceva ușor, care eu sunt foarte curios. Deci eu am mâncat în Italia parmezano reggiano, am dat un 1,79€ pe un... Am găsit la o ofertă extrem de faină. 1,79€, maturat de un an jumate, nu din la de 3 ani scump. Tot în triunghi din ăsta era, dar era învelit într-o ciolofan. Știi că era și super tare bun. Atâta de bun, măi, deci și ieftin, și bun, și regret acum că n-am mai mult. Cred că am avut ceva la cap atunci. Cred că ai avut. Okay. Eu când l-am mirosit mi-a plăcut. Hai să începem, să începem. Asta este deja mă emoționez. Asta este luat din Oșan. Da? Toate sunt luate din Oșan. Sunteți curioși să vedem cum este? Vă place brână mucegâită? Trebuie să-mi scrieți în comentarii ca să știu cine e ca mine și cine e ca Felix. Cât au mușcat parmezan la viața lor? Eu niciodată n-am vrut. Nu-mi place mirosul. Na. Miroase. Fuuu, deja am puțin toată camera. Miroase. Nu e chiar așa de rău. Parcă miroase puțin ca astea. Asta e cu parmezan? Nu știu, este cu nacho cheese. Bun. Haide să... Ia, să mai miroase. Nu e așa de rău. E așa foarte pătrunzător, dar parcă nu e chiar așa de împuțit. Nici o cărămidă. Zice cineva din comentarii, hai că vrem Cristina să mănânce brânză puturoasă. Cum? Brânză puturoasă. Puturoasă. Uite, nu știu dacă vedeți voi, hai că taie la mine farfurie. Asta este o bucată de farfurie. Parmezan și sper să fie bună. Hai că Felix decide dacă e bună sau nu. Prima nu o lua. După cum se taie, nu-i ca aia dinainte. Da, aia era foarte tare. Așa. Și această bucată îi voi da Cristinei. Bagă. A ta de mare! Pentru că nu știu cât vrei. Și eu în același timp. Vrei cu pâine sau goală? Goală. Prima oară goală, după aceea cu pâine. Puh, mi-am puțit degetul. Două, trei și... Cum e? Probabil nu-i căla din Italia. Nu-i căla din Italia, dar este aproape. Vorbesc da? Serios. Da? Moș Nicolae a făcut treabă bună? Eu mai luat. Și de ce? Ia, poate uite asta de la margine, e mai călă din Italia. Nu, că nu e vorba să fie tare. Este o aromă. Ah, ok. Și bună aroma. Să știi că se apropie. Ai, bun.
E bun, e bun? Parcă nu e destul de maturat, dar e bun. A zis să-l mai lași în frigider acolo, se maturează. Să încerc sau să nu încerc? Hai, încerc, Doamne. Să-mi imaginez că mănânc chipsuri. Deci miroase ca niște chipsuri Lays. Mâncă o dată. Cât a fost vârful ăla, că nici nu sunt un strop? Mi-a o bucată. Deci e strictă tăi, deci dacă vă arăt la cameră, i-a luat vârful ca milimetru. Ia-mă acolo un centimetru. Hai, ia. Nu mai pot. Păi ia-mă, că n-a gust. Nu mai pot. Da, să vă arăt cât o gustat Cristina. Pe mână. Nu, lasă că ei văd, deci am gustat foarte, foarte puțin. Bagă toată bucata în gură. Nu, ia o bucată mare. Și asta se pune pe paste? Se rade așa când scalde. Wow! Ca să le puțești? Ca să le aromezi. Acum ai luat o bucată mai mică de înainte. O la bucată mai mică de înainte. Eu ca un șoricel așa mănânc. Mănânc acolo odată, că e bun. Mă, nu e rău. Dar n-aș mânca așa ceva. Adică e rău, dar e suportabil. E ca un fel de chips super intens. E ok. Chiar nu mă așteptam. Nu e ca în Italia. Luați-vă dacă puteți din Italia. Eu n-am cum să-mi iau. Dar dacă puteți din Italia, chestia e mult mai aromă, mai bun, mult mai sănătos. Deci chiar nu mă așteptam. E ok. E ca chipsurile așa, dar foarte, foarte intens. Să înțeleg că Moș Nicolae a făcut treabă bună? Într-un fel. Știți ce cred eu? Cred că este parmezanul Reggiano. Dar nu-i maturat destul. Matura foarte puțin. Eu am luat de un an jumate și mi-am zis că sunt unele de 3 ani, 5 ani. Bun! Ce ziceți? A trecut Cristina primul test? Ziceți în comentarii dacă am trecut primul test. Dați like și scrieți dacă a trecut Cristina parmezanul Reggiano testo. Acum, care... Uitați-l pe Moscova, stă acolo cu noi și se linge. Timo! Timo! Ți-ți place parmezanul? Ia să văd. Vezi că după aia pleacă de acolo. Îi place, îi place, îi place. Uite ce miroase. Uite, vezi ce îi place. Se și linge. Se pare că îi place, Timo. Timo nu ești de-al meu. Se linge tot ce... Bă, știu ce se linge pe bune acum. Bun. Adevărul e că ieri când am adus plasa de cadouri, Timo a venit vrea să se bagi în plasă. Din cauza parmegianului. Da. Nu e cel mai bun, dar e mai bine decât nimic. Exact asta este. Mai bine decât nimic. Nu se compară cu la din Italia. Acum din cele 3 care le dorești să-l încerci? Ce alege tu. Cedarul. Cristina vrea să încearcă cedarul pentru că este ca un dar, cică. Deci o cedar. Știu, o, ce dar! Știu că ăsta e făcut în cele mai bune, sunt în altă țară și nu am comparație să gust. Arată că voi gusta ca o brânză cât e de bună. Că da, nu, exact. N-am exact. Termen de comparație, că nu am mâncat cedar niciodată. Prima dată îi dau Cristinei să miroase. Trebuie să iau mirosul gros, că îmi place. Ia tu mirosul gros. E gros? Miroase puțin ca untul. Da, miroase puțin ca untul stricat. Timo? Timo, îți place asta? Bă, ăsta e nebun! Timo, ce te apucă? Ești dus cu pluta. Ok, am pus-o în farfurie, după cum vedeți. A, ce gras pare. Și... Na, ok. Că stai imediat. Nu-ți face griji că stai imediat. Așa. Trebuie și o felie. Asta oare merge pe cartofi? Dacă merge, încă... Pare fi mai interesant, n-am mâncat în viața mea cedar. Așa, ara... Cedar, ți-a adus Moș Nicolae. Da. Hai să vedem cum este. Aoleu. Nu miroase chiar așa rău, nu? Mai miroase. Puțin aunt. Aunt foarte vechi. Hai, înfeliți primul. E ca un parmezan super, super slab. Dar nu mai comparam cu parmezanul. Păi n-am cu ce să... Cu telemeaua. Mie telemeaua îmi place foarte mult. Care e brânza voastră preferată? E ca o telemea foarte, foarte light. Gustă să vezi. Light și veche? Nu, gustă să vezi. Mă, nu-i rea. Nu-i chiar așa de împuțită. Sigur ăștia din România nu le aduc super concentrate. O să... Dar știi, din cauza că românilor nu le plac alea foarte urâte. Nu e adevărat, le place. Nu, aduc ele pentru că alea se fac mai greu. Ăsta chiar are gust la chipsuri. E bun? Zici că e bun. Bravo, Cristina, mâncăm pe cartofi, prăjiți, neprăjiți. Deci asta cu ambalajul ăsta, ca să știți și voi. Asta cu Kerrygold ăsta, care scrie mature cheddar. E ok, adică e ca un fel de chips Lays. Să nu vă speriați, că Cristinei mucegaiul nu-i place, acum gustă mucegaiul imediat. Aole. Astea au fost așa de... Că, de încălzire. De încălzire. Stați să mă șterg cu șervețelele mele de la Moș Nicolae. Aia n-ai mâncat-o. N-am mâncat-o. Eu sunt o finuță! Nu am luat chipsuri, nu. Am mâncat astăzi o pungă de chipsuri. Hai să vedem următoarea. Vom încerca Maudi Deotto Gorgonzola. Felix este un degustător de brunzeturi. Oh, de mine. Da? Asta cred că ea mi-a dat-o să miros ieri. Ok, asta se cheamă, cum numesc eu, brânza asta. Aia din față mirosea mai fain. Asta se cheamă, numesc eu, toaletă publică. Sau, cum se cheamă,
La porci s-au stricat la stomac. Și atunci de ce ar mânca oamenii așa ceva? Sunt nebuni? Cristina, pregătește-te psihic. Gândește-te că în viață sunt și lucruri din astea și încearcă să miroși. Hai să-i dau lui Timo prima dată. Ia să-i dăm lui Timo, Timo degustătorul. Timo, hai să guști, te rog. L-ați auzit? Nu-i place. Nu-i place? Nu. Adică... Aaa, ce că place? S-a strâmbat, nu-i place? Ce strâmbat la plată, nu-i place? Deci dacă nu-i place lui Timo... Na. Ba, bagă-ți tu, Doamne ajută. Stai, să-mi iau râs, să-mi iau aer. Stai puțin, asta miroase ceva foarte rău. Și meax. Știi care e faza? Prinde deja mustur ochii de la miros și ți-l minte că... Întreagă, îmi place ție, cred că puțită. Ți-l minte că mi-a spus un prieten cu câțiva ani că a venit din Franța și la un moment dat i s-a făcut tot rău mașină. Nu știu cum s-a desfăcut-o din asta, din bagaj, tot. Am puțit totul. Haide, Felix, bag acolo bucata ca să mă scap o dată. Mi-e frică. Arată... crapul meu. Arată foarte topită, deci ca un fel de brânză topită, cu mucegai. Ia arată-o și cocurisul așa de pe deasupra puțin. Vedeți? E ca un fel de brânză topită. N-am mâncat în viața mea chestii din asta. Cucutor, deci mai sus, cu atât se simte mai tare. Cred că asta trebuie pusă pe pâine. Ai, cât e mucegaiul! Ia uite asta, știu dacă se vede. Zici că e un perete mucegăit. De capul meu. Ok. Hai, mi-a mai rămas ce brânză de data trecută în gură. Ai noroc, asta e, cred că e merea. Ok. Asta vrei să o gust goală sau o gust cu pâine? O gust goală, ca să-i simt așa. Nu-i corect, mie mi-ai dat mai mult mucegai. Uite, știu, bucata e mai mare. Vrei bucata mea? Nu, că ai luat-o în mână. Vrei să stai alta? Nu, lasă. Hai. De ce așa de moale? La mucegai. Biax. Cum e? Simt gust... că mi-atacă mâna. Gustă. Cum e? Păi vreau să gust, să nu zic părerea mea. Nu, cred, cred că era. Dacă era bună, ziceai. Gustă. Miroase a frigider stricat. Gustă. Bagă în gură mucegaiul, că n-ai întins mucegaiul, așa. Bagă în gură, bucata cu mucegai. Atacă la limbă! Ia puțin în gură, uite, îți dau pâine după să guși și șervețelul dacă nu-ți place, să-i șești pe limbă. Asta e stricată. Tot e așa. Nu, că și-o am mâncat-o, nu e stricată, e mucegai. Dar are dintr-o aia, uite știu cum crește pe el. Da, aia se mâncă. Dar de ce? Pentru adică că... ar trebui dată cu clor. E penicilină. Hai, bagă. Mi-am văzut asta pe perete, Felix. Bagă! Deci arată ca peretele mucegăit. Bagă! Partea mucegai. Cu mucegai sau fără? E ok, că are același gust. Deci zici că e safe? Da, e safe. Cât o luat un milimetru. E rea, Felix, e amară. Mai iau bucată, că n-ai zis minte. Fuu, deci așa are gust peretele cu mucegai. Hai cu sonac după, dacă vrei să schimb gustul. Dă-o afară! Ia cu sonac. Ia cozonac. Dacă iau cozonac, după următoarele o să fie mai oribile. Ia pâine. Stai să mă dau cu șervețelul de pe gură. Ia pâine. Lasă că-s curajoasă. Felix, tu chiar ai de gând să o mănânci? Deci, brânza asta, da, care se cheamă, care era? Dueto. Asta era? Da. Dueto asta, chestia asta de aici, care scrie că este gorgonzola. Da. După părerea mea, care eu am gustat toate felul de brânză pe care le-am putut găsi din străinătate, deci chiar am... E o pasiune de-a mea să gust din ăstea și îmi place, pot să spun că asta este gunoi. Deci pe bune! Deci pot zic că este gunoi. Am gustat într-adevăr... Mai lăsat să gust gunoi! Am gustat gorgonzola, am gustat mai multe feluri, am gustat și ieftină și mai scumpă, mi-am cumpărat și scumpă mai puțină. Asta este un gunoi care eu am să-l la gunoi. Eu am să-l arunc la gunoi, deoarece eu sunt un om care nu prea face risipă, nu arunc, chiar mănânc. Felix, m-ai lăsat să gust gunoi? Păi, am zis-o la început că dacă era bună, făcea. Deci, vă spun sincer, sper că n-ai dat mulți bani pe ea, Moș Nicolae, deoarece este Moș gunoi Nicolae. Pe lângă gorgonzola care l-am gustat eu, nu știu, ori e stricată, ori e expirată, oriceva. E posibil să fie stricată. Dar vă spun sincer că nu este ceva ce aș mânca. Era și iute. Era și iute și amară și am simțit cum mi-atac degetul.
Făcea bulbuci la deget. Altfel de gorgonzola, cu încă mai mult mucegai. Aoleu, cât e stratul de mucegai, l-am văzut acolo, ca la tort, așa, știți cum e crema de la tort? Ia uitați! Are și zeamă! Hashtag zeamă! Asta miroase mai bine, da? Asta miroase mai bine. Timo? Timo? Îi place, te vezi? Lasă deci place. Timo a știut că aia dinainte n-a fost bună. Ați văzut? Vai cum arată, ce oribil, are și găuri. Poți să o atârni în cui cu găurile alea. Na, uitați asta cum arată. Ca o felie de tort stricat. Are cam puțin mucegai pe cum mi-aș dorit eu. Cum adică, uite, știu glazura. Apropo, îți spun de acum, în caz de moș Nicolae sau moș ce mai știe, mucegaiul meu preferit este albastru. Da, nu verde. Era. Era. Ok. Ce să-ți dau? Care par să dau? Hai că tai așa. Ca să dau mucegai din ăla din mijloc, că acolo mai bun. Felix, îmi dă unde e glazura mai mare. Du-te încolo. Dar Felix, gustă tu primul. Ce bucățică mică și-a Felix. Pentru că gust mai multe. Aș zice că este 90% perfectă. Da? Moș Nicolae se bucură. Față cum ar trebui să fie. Dar am și luat o bucată mucegai. Hai să iau de la margine unde nu-i mucegai. Uite, știu că Timo vine să mănâncă. Nu, Timo pleacă. Va fi să bea apă, că nu mai poate poftă. Mănâncă mâncarea lui. I s-a făcut poftă lui Timo. Asta de la margine. Fiți atenți. La margine de aici nu este foarte bună. Adică e simplă, deoarece nu mucegai. Este doar jumătate de mucegai pe asta. Știi că mucegai este excelent de bună. Da? Cealaltă nu da. Ia să văd ce înseamnă mucegai excelent de bun. E aromată, concentrată și este bună. Da, ia, cum, deci ca să știe și nuțile de cocos, dacă vor și ele să-și cumpere. E problema este că nu are destul de mult mucegai, doar pe jumătate, că de asta o puși în punga asta. Vai, mi se pare prea mult. Trebuie să-i mucegai până sus. Uite, hai să dau prima oară bucată din asta fără mucegai. Nu, lasă-mă. Uite, asta nu are gust. Nu, că după nu o să mai gust pe asta. Ok, poate gust după. E super aromată, puternică, să știi. Super grețoasă. Cât îmi place. Bagă. Din cap meu. Sunteți gata, nuțelor de cocos? Țineți-mi pumni acolo. Nu vine să crezi, fac, Doamne. Ce bucată mare l-a luat în gură. O, cât o luat bucată mare în gură. Wow, bucată mare. Vrei pâine? Azi mâncă cu pâine. Ia ce țărată! Ia pâine, mâncă cu pâine. Adică să o pun în stomacul meu? Da. Nu, că înainte am aruncat-o. Nu, asta e bună, aia de înainte chiar era gunoi. Asta e bună. Pacă cu pâine, hai! O să fie bună! Da, și cu roșie dacă avea... Ca să ce, să identifice gustul? Da, hai! Închide! Nu mai te gândi, dai pe gât! E puțin cam intensă! E rea, Felix! Ce o să fie rea, e bună? Nu mai poți! Ia-mă pâine mai multă! Nu poți să mă cum mi-a luat degetul! Zici că cineva a vărsat! A vomitat cineva pe degetul meu. Ia asta, o mânci? O înghiți? Nu înghiți. Stai că s-o căzut și pe jos, s-o căzut și pe haine, Cristina. Bă, mi-a murdărit blugii. Pe asta am zis că măcar nu știți. Miroase a vomă de bebeluș. De unde știi cum miroase aia? Știu. Nu știu, șervețel gura dau pe limbă. Ia, ia. Adică de oamenii de ce mănâncă așa ceva? Stai că să le arăt puțin la cameră. Partea asta de aici, care are mucegai și partea asta este bună. Partea asta din spate, cam de la jumătate de aici, nu mai are mucegai și nu mai are gust de brânză mucegăită. Adică nu mai are gust de vomă. Efectiv, parcă nu mănânci nimic. Deci jumătate nu-i bună, pentru că ori o dau așa pentru români, ori nu știu, dar numai jumătate mucegăită. Dar partea mucegăită este destul de bună. Cred că pentru români o vinde așa mai repede. Fuu, noroc de șervețele de la Moș Nicolae, că altfel ce mă făceau degetele mele? Beax. Felix își face aici sandwich! Eu consider că ar trebui să o dea la jumătate de preț, că numai jumătate de brânză e mucegăită, restul nu-i. Beax. Hashtag Beax, cocolicilor și nuciilor de cocos. Hashtag Beax! Uitați, mi-am făcut un sandwich. Beax. Un sandwich Beax. Îți place? Destul de bună. Să mănânc puțin cozonac? Pâinea nu-i proaspătă. Cam veche. Să mănânc puțin cozonac de la Moș Nicolae, cozonac cu brânză. Cozonac cu apă. Dar ce miroase aici. Felix, va trebui să aerisim strașnic. Să știți că parmezanul ăla regianul a fost cât de cât ok. Adică semăna așa cu chipsurile astea.
Ce bun e cozonacul. Trăiască cozonacul. Așa mult îți place? Te unge pe suple. Na, Cristina, vei mai mânca pe viitor brânze mucegăite? Vei mânca... Eu tot rămân la principiile mele. Vei mânca acest lucru care se încearcă să fie parmegiano? Nu. Cu paste? Nu. Okay. Asta l-aruncăm, că ăsta efectiv este nu. De aruncat. Nu-l vreau. Chestia asta, parcă ai gustat din ea, din ce, dar... Aia matură? Parcă asta a fost mai ok, dar în tot nu. Asta o mâncăm puțin? Mânci nu, o mănânci tu. Eu mănânc telea mea, o mea de vacă. Eu zic, pentru cocoliș. Da. Și pentru nucile de cocos. Da. Să spun o bucată din asta mucegăită. Pe cozonac? Pe cozonac și să mănânci să o înghiți. Beax. Bine, okay. Haide. Pentru nucile de cocos, ce nu fac pentru nucile de cocos. No! Mai căzut. Eu cu sutro pe mână și acum e supărată. Dacă spun o bucată cu puțin mucegai, că să nu fie așa multă, uite-te. Așa? Arată-le la lume să vadă cum deci este. Deci cozonac cu brânză mucegăită. Așa, arată-le să vadă așa, să vadă clar. Vedeți mucegaiul? Bacu și închide o rede, închide o rede. Challenge! Mai bag cozonac. Bagă, mai bag cozonac, mai cozonac. Nu-i bun. E bun. Potonghiți. Potonghiți! Când fac așa este mai tare mirosul. Îmi crezi gura că vine și la mine mirosul. Ce mă fac acum? Închid-o! Nu vreau să închid! Cristina, stai puțin cu ea în gură, că mi se tine bateria la cameră, să schimb bateria! Nu! Schimb bateria la cameră! Ok, doar minute mai târziu! Nu vreau să închid! Nu vreau să închid! Soția mea! Nu știu de ce mi le dai mie pe astea. Uite, are lacrimi. Doar de capul. De ce cineva ar mânca asemenea împuțiciune? Cineva precum Felix. Stomacelul meu. Eu sincer simt cum mi-a crescut imunitatea. Da, dar poți să faci alte chestii pentru imunitate. Mănânci ghimbir, miere, lămâie. Da, dar dacă mănânci chestii. Același lucruri timp de ani de zile, nu mai crești același mult de imunitate și de asta trebuie să mai schimbi. Lați-o penicilină dacă vrei. Mi-am penicilina. Puuu, ce miroase degetul meu! Eu sunt foarte mulțumit că a trecut cam un an jumate de când n-am mai gustat brânză mucegăită, că e scumpă. Și n-am avut ocazia să-mi iau din sănătate, că n-am mai fost. De-aia ți-au adus Moș Nicolae, ai de capul meu. Mi-a plăcut destul de mult. Mă bucur, Moș Nicolae se bucură. Uitați-vă ce am făcut și eu pentru voi, pentru că voi ați dat 10.000 de like-uri, v-am zis o să dați 9.999, dar ați vrut să mă vedeți aici încercând. Data viitoare ce să încercăm? Ce chestii așa trăznite să mai încercăm noi? Aș face câteva clipuri normale, da. Dar printre ăla să băgăm și unul așa mai așa. Și atunci scrieți-ne în comentarii ce ați vrea ca să mai încerc așa, nu știu, încercări trăznite cu mâncăruri trăznite? Combinații trăznite de mâncare? Da, alegeți ceva care... Nu-mi place cozonacul ăsta. Nu-ți place, da, nu-mi place. Da, alegeți ceva care... Uite, ce miroase a brânză aici. De la deștele mele am pus de cozonac. Și-o l-am mâncat? Mai miroase. Până mâine o să-mi țină deja, chiar dacă mă spăl. Cu spirța, adică? Da. Nu se duce. Dar și la mine încă mai miroase. Nu se mai duce? Bă, se duce după a doua zi. Felix, treci direct în duș. Na, ideea este că... Dacă alegeți clipuri cu provocări nebune, alegi ceva ce îmi place mie, ca să reacționeze Cristina, de ce să mă consum eu? Cum adică? Ceva ce nu ne place niciunuia. Haideți să facem clip cu brânză și mai mucegăită, ca să nu fost de mucegăită. Cu ceva ce place lui Timo. Timo s-a dus într-un colț, stă acolo supărat. L-aș lua în brață, dar îl împuțesc tot. Nu, că după aia miroase urât Timo. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare, sunteți super. Da, chiar... și dați acolo alte 10.000 de like-uri pentru aprecierea, pentru că am gustat, adică pe bune, am gustat. Să știți că Cristina, lăsăm la parte vizualizările și like-urile, Cristina chiar ține la voi și știu că pentru voi a gustat, că pentru mine nu gustă soțul ei. De ani de zile, Felix m-a rugat să gust. Da, cam place de subscriberi, abonați ei, de fani ei, cam place cam mult. Dar sincer, eu nu voiam să dați. Da, știu, Cristina zice... Și am văzut câțiva dintre voi că ați spus că eu nu dau like. Pentru că nu vreau ca ea să-mi guste, că știați că nu-mi place. Dar știi ce, Cristina? Lasă că îi țin la mine
și nu, nu o să dea, dea. Nu o să dea astăzi și dacă dă mai încolo trece destul de mult timp și nu se mai pune. Și tu deja o mănânci pe toată. Și după 2 ore ai 7000 de like-uri. S-au strâns atât de repede toate like-urile, nu vreau să cred. În câteva ore, oh, Cristina, ai deja 9100. Eu tot mă așteptam, las că trece ziua de Cristina astăzi. Cristina era așa bine, cu energie și când ai scris, Cristina, 8000-9000 de like-uri deja aproape. Deja a început să mi se facă rău. Cristina era cârcitosă de pat acolo și era, n-am eu să fac nimic. Așa era. Mulțumim tare, tare mult pentru toată susținerea. Scrieți acolo o grămadă de comentarii. Nu uitați să dați like dacă v-ați simțit bine. Coco like! Să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și vă așteptăm la următoarele clipuri din seria de Crăciun. În care să ne distrăm și cine știe ce mai facem. Da, ne vedem data viitoare! Pa! Care miroase foarte urât, o pun la ușă la vecinii care nu-i suport.